Un alt capitol important al politicii noastre se referă la recuperarea esenței democratice a societății. Drepturile și libertățile cetățenești, încălcate an la rând prin nesocotirea Constituției, și mă refer aici doar la supravegherea ilegală a cetățenilor acestei țări, făcută în afara legii prin instituții de forță care nu au avut și nu au acest drept trebuie restaurate. La fel, mecanismele de control al instituțiilor de forță care s-au dovedit în repetate rânduri prea aproape de abuz și prea departe de lege și constituție trebuie revizuite. Dezvăluirile apărute în ultimii ani, în ultimele luni, în ultimele săptămâni în presă și în comisiile parlamentare de anchetă au arătat modul ilegal și nelegitim prin care instituții nedemocratice s-au substituit celor democratice. Am aflat cu toții că statul paralel a infiltrat nu numai clasa politică, ci și media, și societatea civilă, și mediul de afaceri, așa fel încât Astăzi e greu de înțeles, când te uiți la televizor, care dintre vocile care strigă în public este adevărată sau falsă. Și trebuie să înțelegem încă o dată că dezbaterea pe legile justiției și dezbaterea viitoare pe modificarea codurilor penale a ajuns la acest nivel de adversitate tocmai din aceste cauze. Pentru că în spatele celor care. Doresc să nu se întâmple această modificare, care se opun oricărei modificări raționale, stau beneficiarii sistemului ilegal de putere. Și vreau să vă spun ceva, stimați colegi. Această dezbatere își va continua cursul. Această dezbatere va fi dusă până la capăt, până la aprobare. Este un pas de modernizare al societății și vom merge înainte cu o deschidere fără transparent, fără precedent către transparență, parcurgând absolut toate etapele constituționale și toate procedurile parlamentare. Reforma legilor justiției și a codurilor penale va continua după un calendar strict respectând Experiența europeană.